de astăzi se încheie această serie pe care am încercat de întâlniri pe care am închinat-o Părintelui Galeriu la 100 de ani de la nașterea sa, Părintele Galeriu de un leat cu țara, și astăzi domnul profesor Cimpoca, care este specializat în fizică, ne va vorbi despre contribuția Părintelui Galeriu la dialogul dintre teologie și știință. Și veți descoperi lucruri deosebite, pentru că a existat o legătură foarte strânsă între domnul profesor și Părintele Galeriu. Părintele îl iubea foarte mult și au colaborat de multe ori. Și putem descoperi o dată mai mult în această seară acest fapt fundamental, că între teologie și știință nu este adversitate. Deși lumea de astăzi ne prezintă prin interpretările date științei o așa zisă adversitate, ea nu există, ci bine ar fi ca aceste două abordări ale cunoașterii, cea teologică și cea științifică, să se întâlnească. Și cred că despre acest lucru, despre întâlnirea lor, ne va vorbi domnul profesor. Vă rog să... Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație! Doresc să-mi exprim... Doresc să-mi exprim recunoștința față de Părintele Galeriu, recunoștința față de această biserică, care a găzduit foarte multe lucrări interesante, foarte multe dialoguri dintre teologie și știință. Moderator a fost Părintele Galeriu. Părintele Galeriu, la ora 19, ora exactă, apărea din Sfântul Altar, joia, când începea dialogul credință-știință sau dialogul teologie-știință. Vreau să spun că nu există o diferență între credință sau religie. Părintele Galeriu sublinia foarte mult cuvântul credință. Credința în Fiul lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu, credința în Sfânta Treime, credința în Biserica Ortodoxă Română. Din acest motiv, eu am intitulat acest dialog, dialogul Contribuția Părintelui Galeriu la dialogul dintre credință și știință pentru promovarea conștiinței și unității spirituale a neamului românesc. Subliniez acest cuvânt, pentru promovarea conștiinței și unității spirituale a neamului românesc. Nu întâmplător, pentru că, așa cum spunea Părintele Galeriu, totul este promiator, totul vine de la Dumnezeu. În jurul anului 2000, Părintele Galeriu a avut cea mai mare activitate în privința dialogului dintre credință și știință. Am un citat care va rămâne în istorie, pe care Părintele Galeriu l-a enumerat după o primă conferință de acest dialog, privind Universul, privind apariția vieții în Univers și despre experiența noastră pe Pământ. Experiența pe care o trăim pe Pământ în timpul vieții materiale nu reprezintă decât o arvună a învierii, un salt peste moarte. Iar existența noastră să reprezintă un dar. Dar cu litere mari, paranteză, o chemare către Dumnezeu. Iată ce minunat citat a spus Părintele Galeriu despre experiența pe care o trăim noi acum pe Pământ, în timpul vieții noastre materiale. Părintele Galeriu s-a născut odată cu
România Mare. Părintele Galeriu a fost unul din oamenii cei mai importanți, sau foarte, oamenii importanți, să spunem așa, din Biserica Ortodoxă, care a promovat credința în Dumnezeu. Părintele Galeriu a căutat să ne exprime totul prin lumina dumnezeiască. Nu degeaba tângea după această lumină, lumina dumnezeiască. Cred că știți că Părintele Galeriu a fost printre puținii și singurii oameni care au emis teoria celor trei lumini. Lumina ochilor, lumina minții, lumina spirituală și lumina dumnezeiască, lumina necreată. Dacă primele două lumini sunt lumini create, a treia lumină este o lumină necreată. Ori această lumină vine dincolo de universul cunoscut, vine de la Dumnezeu. Cine are ochi? Ochi. Pentru fiecare lumină există cât un ochi. Ochii vederii, ochiul minții și ochiul pentru Dumnezeu. Cine are ochi să primească această lumină și primește credința, este un om puternic, spunea Părintele Galeriu. Ce însemna un om puternic? Un om care putea să stea de vorbă cu semenii săi, din orice treaptă socială, orice experiență pe care o avea, pentru că credința îți dă putere. Puterea de a te exprima. Puterea adevărului. Deci, dacă universul este material, este limitat, spunea Părintele Galeriu. Universul material limitat. Iată că universul necreat, universul nematerial, este nelimitat, neîngrădit. Păi, cum se face că să intre în contradicție știința care cercetează universul material cu credința care este și creatorul universului material și dincolo de acest univers nematerial. Părintele Galeriu, pe Părintele Galeriu l-am cunoscut în anul de grație 1997. Subliniez acest fapt, eu fiind la Institut de Fizică Atomică, m-am deplasat la Târgoviște, unde am fost profesor universitar la Facultatea de Științe, Facultatea de Fizică. Subliniez acest lucru pentru că Părintele Galeriu a fost un ziditor. Ziditor nu numai pentru credință, ziditor și de instituții. Luase ființă la Universitatea Valahia, luase ființă Facultatea de Teologie. Părintele Galeriu a fost printre primii chemați ca să zidească această universitate. Să predea cursul, fiind profesor în același timp și la Universitatea Teologică din București, Justinian, și fiind părinte și în această Sfântă Biserică. N-a plecetat niciun moment, nu s-a dat în lături de la nicio muncă grea, obositoare. Țin minte că vinerea era dedicată de plasări către Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie. Bineînțeles, pleca de dimineață și venea noaptea târziu, pentru că Părintele Galeriu și acolo, la Universitatea Valahia, s-a gândit că e momentul, fiind o universitate care are mai multe facultăți, inclusiv facultăți de știință, facultăți de artă, facultăți de litere, facultăți de drept și așa mai departe, să înființeze un dialog între oameni. Acest dialog l-a înființat în noiembrie 1997, în ajunul împlinirii unei vârste destul de înaintate a Părintelui Galeriu. Dar pentru dânsul
oboseala nu a avut importanță. Ne-am întâlnit pentru că personalitatea părintelui Galeriu depășise cu mult Bucureștiul, capitala țării. Ajunsese în capitala, fosta capitală Târgoviște, și atunci, la cursurile dumnealui, participau, pe lângă studenți, profesori, înalți părinți, erari, participau și alți oameni. De exemplu, oameni de știință, oameni din afara teologiei. Cursurile erau absolut uluitoare. Vreau să vă spun că asemenea cursuri n-am mai întâlnit niciodată în viața mea. Așa cum îl știți de la predicile din această Sfântă Biserică, așa predica și la curs, numai că dânsul, având o pregătire extraordinară, o memorie formidabilă, știa să dea răspunsuri. Chiar la un moment dat spune, nu aveți voi atâtea întrebări câte răspunsuri am eu. Pentru că era însoțit de foarte multe cărți, foarte multe documente, a căror memorie o știa pe din afară, din când în când mai consulta pagina sau cartea, dar nu greșea absolut niciodată. Părintele Galeriu a spus, facem o primă ședință despre Univers. Dumneata vorbești despre originea Universului, teoriile Universului, eu mă preocup despre geneză și interpretarea originii Universului prin Sfânta Scriptură. Zis și făcut, am spus, Părinte, nu vă supărați, eu cunosc, sunt un om credincios, nu am experiența cuvintelor din teologie și poate mă împiedic în anumite exprimări, chiar dacă stăpânesc bine cuvintele despre știință, originea Universului. Atunci Părintele Galeriu a început următoarea frază. Frate Valeriu, eu m-am cutremurat. Pe mine mă cheamă și Valeriu. Frate Valeriu, eu frate Valeriu, fiind frate făcut de Părintele Galeriu, o personalitate dublu vârstei mele, un om extraordinar față de un, să spunem așa, un profesor universitar mai puțin cunoscut. Frate, a spus, nu numai tu ești frate. Toți suntem frați. Toți. Nu contează care e pregătirea, care este nivelul nostru. Toți suntem frați în fața lui Dumnezeu. Apoi m-a liniștit și mi-a spus, frate Valeriu, fii foarte atent. Nici nu trebuie să te gândești ce vorbești. Dumnezeu îți spune cuvintele pe buze. Dacă ai credință. Dacă nu ai credință, nu. Și atunci, lăsând la o parte divinitatea, am înțeles sensul acestei propoziții. Dumnezeu îți spune cuvintele pe buze. În momentul respectiv, vreau să vă spun că lucrarea a durat, să spunem așa, o oră. Nu știu ce am spus, pentru că nu m-am înregistrat, n-am exersat și la sfârșit l-am întrebat pe Părinte, Părinte, cum a fost? Minunat, frate Valeriu, minunat. De acum încolo, așa să te prezinți în fața credincioșilor. Acest lucru a însemnat pentru mine o schimbare de atitudine. Schimbare de atitudine? Ce înseamnă o schimbare de atitudine? Nu că nu eram credincios, pentru că din familie, mama, bunica, mai puțin tată, de ce să nu recunoaștem, m-au învățat totul despre credință. Dar, Părintele Galeriu este unicul și singurul care m-a convins să iubesc Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Sfânta Treime, și m-a convins să învăț mai multe despre credință.
credință, despre credință. Acest lucru a făcut din Părintele Galeriu un renume. Atunci s-a stabilit două lucruri. Unu, în București, în biserica aceasta Sfântul Silvestru, să se întâlnească o dată la două săptămâni și să se facă un dialog dintre credință și știință. Un alt lucru a fost, trebuie neapărat să promovăm acest dialog și în alte centre universitare. Și acum vă fac o mărturisire despre bunătatea Părintelui Galeriu, despre o minune, să zicem așa, o minune, neîntâmplătoare, totul este proniator. În anul 1999, ne-am pregătit și am mers la Universitatea Dunărea de Jos, fiind neavând o oră foarte mare, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Galați, s-a pregătit acest dialog, credință și știință, Părintele Galeriu fiind invitatul de onoare, eu fiind persoana care să spun câteva cuvinte despre știință. Am plecat de la Casa Părintele Galeriu, casă modestă, casă plină cu cărți, casă la care un tavan ți se prăbușește în cap, casă ca a bunicilor mei, casă țărănească, vreau să vă spun, o adevărată casă în care Duhul lui Dumnezeu se simte, pentru că am trăit și am stat cu Părintele Galeriu, să mă ierte nepotul Părintele Cristian, să merte și Proteasa Argentina. Joia, când nu aveam conferință, ne întâlneam în casa părintească și tot la fel pierdeam ore întregi până noaptea târziu, tot vorbind și comentând. E o paranteză aici, pentru că Părintele Galeriu a învățat despre știință totul. Să știți că nu era omul formulelor. Deci în mecanica cuantică, în fizica cuantică, în fizica, în matematica, în nanomateriale, nu era omul ecuațiilor, era omul care știa chintesența lucrurilor. Chiar în citat spune că este un salt peste moarte. Păi unde mai găsim noi salt cuantic decât în cuantică? De electronul când sare de pe un nivel pe altul până infinit. Deci, iată, ne-am deplasat către Galați, trecând prin Brăila, Părintele citea non-stop, să știți, în mașină, în spate, pentru că eu conduceam și am în spate, citea non-stop. La un moment dat, cineva ștergea parvizul acolo și Părintele a băgat repede mâna pe Dumnezeu, a scos un tank de bani, l-a dat pe fereastră la cei care ștergeau parvizul și l-a întrebat, bine, Părinte, zice, lasă-i, măi, Valeriu, măi, lasă-i că și ei sunt amărâți. Deci, extraordinar, dădea orice, orice. Cred că dacă îi cerea cineva haina, haina îi dădea. Ajuns la Galați, am început conferința, nu vorbesc despre esența conferinței, care în sine era o conferință de știință și credință normală, nu avea nimic deosebit, numai că Părintele făcea din fiecare conferință un unicat. Un unicat, să știți, din fiecare prelegere. A început un cutremur. La jumătatea conferinței, în Galați, în sală, sala se mișca, lumea a intrat în agitație. Înainte de a începe această conferință, Părintele Galeriu, pentru prima dată, a aprins o candelă mare și a pus-o pe catedră, acolo, pe masa de prezidiu, și a zis, lumina lui Dumnezeu ne va vedea. În timpul, uitați-vă ce înseamnă prunea cerească, în timpul acestei mișcări seismice, Părintele zice, stați liniștiți, nu uitați că Dumnezeu este cu noi. Nici n-a terminat fraza și s-a oprit cu tremur. Impresionant este că, la sfârșitul conferinței, l-am întrebat pe Părintele Galeriu ce părere are despre acest incident.
Vă mărturisesc că mi-a spus foarte simplu. Eu n-am simțit acest eveniment. Pentru mine a fost un sentiment, n-a fost o mișcare pe care eu să mă fricoșez. Deci, ce vreau să vă spun? Dacă urmăriți cumva toate prelegerile Părintelui Galeriu, dacă le urmăriți puțin, observați că dânsul, pe lângă mimica, pe lângă gesturile pe care le face, are și o aură de lumină. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă acel lucru, acea aură de lumină. Părintele Galeriu parcă pătrunde pentru o poartă nevăzută. Acea poartă nevăzută între realitate și nerealitate. Adică între materie și nematerie. Dânsul făcea legătura, impresia mea este că făcea cel mai bine legătura între Dumnezeu Fiul și Dumnezeu și noi pământenii. Era foarte conștient și foarte lucid. Ne spunea ca un părinte, de familie. Nu ne certa, pentru că toate conferințele Părintelui Galeriu începeau cu următorul, să-i spunem așa, motiv. Ne-am adunat în această biserică în bunătatea iubirii către Dumnezeu, iubirii către semeni, iubirii către fiecare dintre noi. Vă rog să ascultați opinia fiecăruia dintre dumneavoastră. Opinia. Deci, dânsul n-a fost niciodată împotriva oricărei opinii potrivnice. Să spunem, nu potrivnice, poate din necunoaștere, nu din reavoință. Acest lucru era dovedit prin participarea masivă în această biserică, era aproape plină, de la oameni simpli, la oameni politici, la oameni de artă, oameni de cultură, toți eram aici, toți ne prezentam opinia. În continuare, a doua zi, modestia Părintelui Galeriu, pentru că l-am însoțit, era și în comportament, și în felul de a se hrăni. De ce spun acest lucru? Dânsul, cred că o banană, două banane, eventual când era dezlegare la carne, pește. Dânsul era atât de cumpătat și atât de, să spunem, pregătit ca să înfrunte aceste munci, pentru că sunt munci grele, să știți, pentru părinte, nu reprezenta numai, reprezentau un efort. Era un efort și fizic și intelectual. Dar modestia dânsului era fără margini. Mergând către Universitatea Dunăra de Jos, vis-a-vis de universitate este catedrala. Catedrala Dunării de Jos, unde este una președinția sa Casian, care a fost și elev și doctorant la teza de doctorat. Interesant lucru este că la ora 8, pe treptele catedralei, era un șir indian de 100 de metri. Așa am apreciat eu. 100 de metri din persoane foarte tinere și în vârstă, care îl așteptau pe Părintele Galeriu. Deja aflaseră din urme, aflaseră că Părintele Galeriu este în Galați și au crezut că Părintele nu va pleca până nu va veni la catedrală. Și așa și fost. Părintele a intrat în catedrală, s-a rugat, s-a închinat la icoane și în modestia care îl caracterizează s-a retras în colțul din dreapta, spre ieșire. Deci cum vedem, în colțul din dreapta și a început să dea binecuvântarea. În acel moment
S-a făcut o liniște, o aură de lumină a coborât în biserică și părintele tot dădea binecuvântarea, avea răbdarea și stătea cu fiecare în parte. Eu am plecat la universitate, m-am dus, am vizitat Universitatea Dunărea de Jos, după 2 ore l-am găsit în aceeași poziție pe părintele Galeriu. Nu obosise, nu era niciun fel de efort, nu se vedea de la suprafață efortul părintelui. Acestea au fost câteva momente din partea de dialog ținut de la conferințe în țară. Acum intervin pe lângă care este contribuția părintelui Galeriu. Și vreau să vă spun că în anul 2000, părintele Galeriu a înființat în această biserică, Sfântul Silvestru, dialogul dintre credință și știință. Acest dialog se desfășura, cum am spus, la fiecare 2 săptămâni, la unul dintre dialoguri, au venit reprezentanți din Statele Unite al unor biserici. Deci știm foarte bine că în Statele Unite nu sunt ortodoxi, neortodoxi, deci nu români, deci neortodoxi, și au participat la această conferință. Cineva le-a tradus dialogul conferinței, dialogul dintre științe, l-a tradus și vorbele părintelui Galeriu, urmând ca acești oaspeți să rămână foarte impresionați de ceea ce se întâmplă în România. Au spus că este un unicat pe planetă. Un unicat. Și vă spun de ce unicat. Mai târziu cu un an, există fundația John Templeton. Deci Sir John Templeton, un miliardar american de origine englezească, stabilit în Anglia în final, a hotărât ca din banii avuți să dea pentru să dezvolte pe planetă dialogul dintre diferite profesii. Deci John Templeton a spus, nu numai dintre știință și credință, ci știință și filozofie, știință și arte, știință și literatură, sau orice dialog, dar la mijloc să fie credința. Pentru acest lucru a finanțat pe planetă, a finanțat și a încurajat aceste dialoguri. Părintele Galeriu, să nu vă imaginați că a cerut vreun leu sau vreun ban cuiva, totul a făcut-o din pasiune, din inimă, din credință. Dânsul niciun moment n-a clintit, niciun moment n-a cerut nimănui nimic. Nu știu dacă a cerut aprobarea, bănuiesc că da, pentru că Sfânta Biserică Ortodoxă trebuie să cer și aprobarea, binecuvântarea, spune părintele, de acord. Revin la acest dialog a făcut vâlvă. Deci Basarab Nicolescu, un fizician și un mare profesor de la Universitatea Sorbona din Paris, a descoperit acest dialog în România și s-a prezentat un an mai târziu la părintele Galeriu, s-a prezentat și i-a propus să facă un congres care să aibă ca temă dialogul dintre credință și știință. Magda Stravinsky a fost cea care s-a ocupat, de asemenea publicația Cortea Veche, care s-a implicat. Important este că acest congres a avut loc în anul 2001 la Academia Română și imediat anul următor a avut loc la Casa de Cultură, se spunem așa, a ambasadei franceze, se spunem cum se cheamă și noi avem relații. Exact. Deci, părintele Galeriu a prezentat o lucrare minunată. A apărat știința românească, care a fost nedreptățită, știm și noi.
În acest secol în care a trăit Părintele Galeriu, au fost mari oameni. Mari oameni de cultură, mari oameni de știință, mari muzicieni. Să nu uităm că a fost contemporan cu Brâncuș, a fost contemporan cu Crainu Mitor Crainu, a fost contemporan cu Stăniloae, Părintele Stăniloae. Să nu uităm George Enescu, să nu uităm, iată, foarte mulți, Henry Wardă, mare savant. Părintele Galeriu știa și aprecia România, românismul, chiar dacă era interbelic sau după interbelic. Și aici vă fac o mărturisire cu mine, cel puțin cu mine, nu știu cu ceilalți. Părintele Galeriu nu a vorbit niciun cuvânt despre felul cum a fost închis, felul cum a fost luat. Părintele a zis o singură frază. A fost voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le face pe toate. Atât. Niciodată nu s-a auzit pe părinte, n-a s-a auzit nicio cuvântare. Pe părintele care zicând, nici în familie cred că n-a zis. Deci a suportat cu stoicism și a pus toate relele care s-au întâmplat, chiar și pe bunul nostru Dumnezeu, pentru că El le orânduiește, El le așează pe toate. La această conferință, la una din conferințele internaționale, a fost și Părintele Daniel, Părintele Daniel fiind Mitropolit al Moldovei, acum fiind patriar, cu o lucrare minunată, minunată, zic eu. Deci, dincolo de universul cunoscut material, Dumnezeu emite lumină pe frecvență, pentru că orice lumină are o frecvență, iar lumina emisă de Dumnezeu este dincolo de zidul Planck. Și sunt ca notele puse pe portativ și cine are urechi receptori să le audă, le aude, le interpretează și intră în cămara inimii lui. Ce vreau să spun din toată această lucrare? Toată această lucrare n-a făcut decât să ducă România cu un pas înainte, dincolo de hotare. Acum vă vorbesc doar câteva cuvinte, că nu întâmplător, la Anaheim, în anul 2000, în Statele Unite, lângă, între San Diego și Los Angeles, Părintele Galeriu a avut o predică despre cele trei lumini. Vă rog să rețineți, în anul 2000, deplasare extraordinară, o vârstă foarte înaintată a Părintelui, să nu uităm că avea peste 80 de ani în anul 2000. Peste 80 de ani, 82. 82. 20 de ore cu avionul, nu-i de coala, că nu-i New York, nu e coasta cealaltă. Dumnezeu a făcut ca aceste prelegeri să fie înregistrate. În prima, a doua și a treia parte le găsiți pe site, le găsiți pe YouTube. Sunt minunate, minunate. Cred că dacă le văd în fiecare zi, în fiecare zi descoper altceva. Deci, Părintele Galeriu, Anaheim 2000. Asta e singura căutare. Nu vreau să vă țin foarte mult. Aș dori să îmi puneți și întrebări. Pentru că 7 ani nu-i de corea. 7 ani am petrecut alături de Părintele Galeriu. Nu întotdeauna. Dânsul avea misiunile dânsului. Eu aveam misiunile mele de știință. Dar ne intersectam foarte des și ne consultam foarte des. Ce vreau să vă spun în încheiere despre această mărturisire, vreau să vă spun că Părintele a spus așa, lupta pentru adevăr, pentru Hristos, este mai importantă decât tăcerea. Ascunderea în rugăciune, căci Tatăl Ceresc cere jertfă
ca să te înalți la El. Deci uitați-vă ce frază minunată putem să fim credincioși. Putem să ne rugăm, să ne retragem în rugăciune, dar mai important este lupta pentru adevăr. Pentru că Părintele Galeriu toată viața a luptat pentru adevăr și s-a jertfit pentru acest adevăr. S-a jertfit pentru noi. Și în încheiere vreau să spun că a creat discipoli, pentru că dânsul era un pescar de oameni. Știa să-și arunce oamenii, dar știa și cum să vorbească cu oamenii. Acum vreau să vă spun, pentru că foarte mulți o să spuneți ce s-a întâmplat după trecerea Părintelui la cer. Vreau să vă spun că toți mărturisim, toți am continuat această muncă, această credință a Părintelui Galeriu. În toată țara, în foarte multe centre universitare, s-au înființat dialoguri dintre credință și știință. La Târgoviște este anual un congres internațional. La Iași este o conferință internațională. La Galați, de asemenea. Deci pe unde a trecut Părintele Galeriu, a zidit, a lăsat ceva în urmă. Acum, despre noi persoane. Eu am o vorbă, o vorbă care e din Scriptură. Ce a spus Ioan Botezătorul când a apărut Iisus? Eu mă fac mic ca tu să te înalți. Asta nu înseamnă că renunțăm la credință. Deci, să dăm Cezarului și al Cezarului. Și Iisus a spus să dăm Cezarului și al Cezarului. Deci noi, ceilalți, aducem toată recunoștința noastră, toată bucuria noastră că am fost alături de un mare om, un mare om al secolului al 20-21. Dar, în același timp, să ne facem datoria și, la rândul nostru, să propovăduim dragostea lui Iisus, dragostea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că a fost pentru mine o bucurie acum, în ultima săptămână, înainte de învierea Domnului, să vorbim despre Părintele Galeriu. Vedeți, nici lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. S-au mânat de vreo două ori, dar nu asta contează. Contează faptul că încheiem în această Sfântă Biserică cu un mare, mare predicator, cu vorbe scuse despre un mare predicator, un mare preot, un mare credincios care ne-a adus și nouă lumină și ne-a dat din lumina sa. De acolo din cer ne veghează și cred că ne îndrună pe toți pe calea cea bună. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări, pot să răspund, Părinte. Da. Vă mulțumim, domnule profesor, mai ales pentru felul în care ați întors, așa, în discursul, pentru că noi ne așteptam să existe mai multe elemente în știință. Nu, da. Așa, însă dumneavoastră ne-ați arătat felul în care un om de știință ca dumneavoastră a fost cucerit de Părintele Galeriu și felul în care ați înțeles să mergeți pe această cale pe care a deschis-o Părintele și în felul acesta mi-ați ridicat mingea la fileu, fiindcă pot să spun că în această a doua parte a anului 2018 s-au organizat la noi toate aceste conferințe și evocări și
Și aceasta dumneavoastră și altele care au fost înainte ne-au arătat într-adevăr că Părintele a pus semințele. Iar dumneavoastră continuați să dați rod. Adică foarte puțin dintre noi își pot imagina, să spună, că Părintele Gabriel este o personalitate mondială. Poate că, fie că suntem români și ne smerim, fie că, odată ce am fost contemporan cu Părintele, ne vine greu să spunem aceste cuvinte de frică să nu ne mândrim prea mult sau să nu exagerăm, dar aceasta este realitatea. Fiindcă a pus în discuție nu numai teme locale, ci tot timpul a pus în discuție teme universale. Și așa cum a spus dumneavoastră, El a mărturisit adevărul de fiecare dată. Gândiți-vă dumneavoastră toți cei prezenți, mulți dintre dumneavoastră spune, ce să fac părinte, să tac sau să vorbesc? Este vorba să mărturisesc adevărul. Și acum am ocazia să vă spun. Poți să mărturisești adevărul dacă trăiești în adevăr. Dacă viața ta este o mărturisire a adevărului în totalitatea ei, pentru că Părintele Galeriu mărturisea adevărul și vorbim despre un fapt foarte simplu. L-am evocat și eu împreună cu domnul profesor Gheorghe Valeriu, sau cum îi spunea Părintele Valerică și Boca, așa, după acel frate Valeriu, ne spunea de Valerică și Boca, așa îl cunosc pe un profesor. Părintele a căutat adevărul. Le spuneam la conferință, al doilea popas în viața Părintele Galeriu a fost despre ce a făcut Părintele Galeriu în facultate. Și acum fiecare se poate uita la sine și să gândească ce a făcut în facultate. Eu să vă spun ce a făcut Părintele Galeriu. Părintele Galeriu a alergat de la o facultate la alta pentru că avea lista tuturor conferințelor. Deci se interesa de programul fiecare facultăți, de fizică, de literatură, de artă, de orice. Și unde era cel mai mare nume la care putea ajunge, acolo se ducea. Și se ducea și asculta conferința. Prin urmare, dialogul între credință. Noi suntem puțin mai pretențioși, zicem, teologie și știință, dar pentru Părintele a fost o formă de mărturisire a credinței. Dialogul a început la el din prima clipă, pentru că a căutat permanent să vadă cum îl mărturisesc ceilalți. Care sunt opiniile, care sunt teoriile, care sunt, cum se interpretează lucrurile. Și de aceea a fost capabil, dar iată că este real. Deși toată viața dânsului este o viață de dialog cu oameni de știință, cu oameni de cultură, cu oameni de artă sau cu credincioși simpli. Doar sfârșitul vieții devine instituționalizat oameni cum acest dialog în sfârșitul vieții sale. Mi-aduc aminte că ultima întâlnire cu un om de cultură care era programată de Odor Paleologu, băiatul lui Alexandru Paleologu, această ultimă întâlnire a fost prezentată de Părintele Nicolae Bărdașiu, pentru că deja Părintele Galeriu în 2002, în sfârșitul de ianuarie, când era programată întâlnirea, era la spital. După aceea nu s-a mai putut ține întâlnire, dar noi, cu domnul Costea Munteanu, care era de atunci secretarul și ostenitorul acestor întâlniri, noi acum le-am reînceput și această întâlnire este tot în cadrul conștiințelor înslujirea cu iubire adevărului. Vă rog dacă sunt întrebări. Eu aș vrea să-mi pun întrebare, până cât dacă se mai gândesc oameni. Vreau să-mi dați un exemplu, așa din setea mea și din dorința mea ca oamenii să audă. Să-mi dați un exemplu de problemă științifică în care ați discutat cu Părintele și să aud o opinie de-a dânsului. Într-o problemă științifică, într-o speță clară. Da, da.
Chiar acolo vreau să ajung, că există un moment în care oamenii de știință și oamenii de credință intră în dialog. Acest dialog este în afara, să-i spunem așa, obișnuințelor. Pentru că în mediul academic, dacă urmărim toate reportajele, interviurile care apar pe posturile de televiziune despre oameni de știință, întotdeauna apar numai reportaje unde știința este triumfătoare, unde știința pune omul în centrul universului, unde știința are opinii clare. Părintele Galeriu, și acum îi spun și părintelui, tot Galeriu Cristian, spunea așa, zice, imaginați-vă că știința, prin metode științifice, cotrobăiește prin tot universul ăsta material. Doar, mai scoate azi ceva, mai scoate mâine ceva, mai ajunge într-un colț, doar, îl va găsi pe Dumnezeu sau nu îl va găsi. Și atunci, știința nu are posibilitatea de a vedea totul, de a cerceta infinitul. Infinitul cunoscut, lăsăm la o parte infinitul nevăzut. Și acum dau un exemplu. Am avut o conferință la care s-au prezentat, pe lângă Părintele Galeriu, și în alți oaspeți, teologi de la ortodoxi din Grecia, din Iugoslavia, din România, în care s-a spus așa. Deci, dau două exemple. Un înalt prelat a ajuns arhiepiscop în Grecia. A fost unul dintre cei mai străluciți oameni de știință de la Massachusetts Institute of Technology, MIT. Un chimist remarcabil, care a lucrat pentru foarte multe descoperiri în domeniul biologiei. Și a fost întrebat, bine, părinte, deci asta e un exemplu, că apoi vedea și cu Părintele Galeriu, cum de a trecut de la știință la credință? Și acum, dacă citiți, dacă deschideți orice site despre Univers, veți descoperi un lucru simplu, foarte simplu. Universul material, deci cel care este cunoscut, pe cel pe care îl vedem, nu cu ochii minții, pentru că nu îl vedem cu ochii minții, îl vedem prin telescoape, prin radiotelescoape, prin intuiții, prin calcule, universul pe care îl vedem și nu stăpânim, că nu-l cunoaștem, este de numai 4%. 4%. Restul fiind materie întunecată și energie întunecată, pe care oamenii de știință n-au reușit să descopere de unde provine această materie întunecată și această energie întunecată. 4%. Și atunci zice, păi, restul 96% ascunse de către Dumnezeu, ascunse din lumea materială. Nu vorbim de dincolo de universul cunoscut din lumea materială. Restul, cum pot căpăta cunoștințe? Și atunci intervin la ceea ce Părintele Galeriu, care cunoștea foarte multe lucruri, toate filocalile, toți Sfinții Părinți, revin și ce facem? Cine ne revelează nouă decât credința? Așa și spunea, ochiul credinței, care ne duce cu gândul dincolo de univers. Și acum
referitor la știința părintelui Galeriu. La știință, pentru că era un părinte care pricepea foarte repede. Părintele Galeriu a priceput foarte repede că noi suntem constituiți din atomi. Cred că e un lucru simplu și pentru ceilalți părinți, nu numai pentru părintele Galeriu. Suntem mai mult format din goluri decât din materie. Deci, orice proton trece prin noi și ne salută din mers. Dar, cunoștea un lucru formidabil. Cunoștea o teorie care fizicienii o numesc teoria lui Heisenberg. Ce spune această teorie? Teoria nedeterminării. Deci, o teorie nedeterminată. V-a spus părintele Galeriu, nu era maestru ecuațiilor. De asemenea, teoria lui Schrödinger, care este și mai simplă. Ce zice teoria lui Schrödinger? Avem atom, un număr de 10 la puterea 28 de atom, cel puțin un număr de electroni egal cu numărul ăsta infernal de mare. Și acum vă rog să vă gândiți, că am început cu citatul părintelui Galeriu, că existența noastră reprezintă un salt peste moarte. Revin la teoria lui Schrödinger. Electronul sare de pe nivelul atomului pe o stare fundamentală, pe o stare mai puțin stabilă, mai aproape, mai departe sau la infinit de atom. Această trecere a electronului, salt al electronului, se face numai primind lumină. Primind lumină, adică nivelul de energie venită din univers, în funcție de lumina pe care o primește electronul, face un salt cuantic. Părintele zice un salt peste moarte. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că acest salt nu mai are nicio legătură cu viteza luminii limitată. Și părintele Galeriu a primit o teorie. Păi gândul nostru, credința noastră, ajunge la Dumnezeu mai repede decât lumina. Mult mai repede. Și dincolo de universul cunoscut. Acum, vreau să vă spun că nu era singurul domeniu fizica, pentru că cunoștințe cu dânsul am schimbat în domeniul fizic, pentru că citea foarte mult, dar citea foarte mult despre medicină, despre neuroștiințe, citea foarte mult despre invențiile care au apărut, apăra foarte cu îndârjire, să spunem așa, inventatorul penicilinei este român. Nu i s-a dat premiul Nobel din diferite motive, pe motiv, nu spun cum, că premiile se acordă în funcție de origine, în funcție de atașamentul față de anumite comunități. Dar, dânsul era pentru mine, pentru că mai sunt și acum alții, care știa, deci știa, să traducă Sfintele Scripturi la știință. Deci eu emit o teorie. Teoria Big Bang-ului, care a fost emisă, este ultima versiune, nu este finală. Sunt și alte teorii ale expandării Universului, ale apariției vieții. Că sunt multe teorii, a springurilor cosmice și așa mai departe. Dar, Părintele Galeriu a luat Geneza, și fiecare evoluție a Genezei, plecând de la punct, deci să fie lumină. Păi la 10 la minus 43, ce a făcut mare explozie? A explodat, deci din lumină, sau dintr-un element foarte mic, punctual, 10 la minus 33 centimetri cub, a explodat materia în univers, vede că se citește la lume, și s-a expandat și s-a făcut lumină. Uitați-vă ce frumos sună și vreau să reflectați. Toată lumea creată
conține trei elemente. Numai trei elemente. Electronul, coarcul și fotonul. Nu e nevoie de altele. Trei elemente. Cine? Care dintre ele? Cum se interpretează? Părintele Galeriu venea și ne explica în teoria unicității. Pentru că dacă studiem fizica, există teoria unicității câmpurilor. Știți foarte bine că sunt patru câmpuri energetice, mai modern să numai trei, câmpul electromagnetic, deja slab, este interacțiunea slabă, câmpul tare și câmpul gravitațional, sau cu trei. Și deja se emite teoria unicității câmpurilor, într-una singură, pentru că la evenimentul de explozie al Universului nu exista decât unul, unicitatea, unul. Deci cel mai mare număr este unul. Deci, acest lucru era foarte bine descris. Și acum, Părintele Galeriu avea o vorbă. Păi cum poți să vorbești omului în epoca în care ai scris aceste cărți sfinte, decât cu cuvintele pe care el le înțelege? Nu putea să scrie în anii 67 până în anul 100, când au fost scrise evangheliile, știm bine, la 30 de ani, la 20 de ani, nu puteau să scrie despre avioane, nu puteau să scrie despre rachete. Era o absurditate pentru el, înseamnă că era o blasfemie. Și atunci, pe lângă contradicțiile care existau în bisericile antice vechi, mai apărea și pentru că Apocalipsa lui Ioan scrie foarte frumos. S-a înălțat la ceruri și a văzut șapte ecrane. Păi vă rog să urmăriți. Ne suim în stația spațială ISIS, stația internațională, și vedem Pământul. Vedem cum arată norii, cum arată continentele și așa mai departe. Vedem avioanele care transportă. Nu mai spun de războaie, de lupte, de... Deci nu puteau fi numite decât păsări cu cioc, cu foc și așa mai departe. Deci există o legătură între scris și realitate și ea va fi valabilă și peste mii de ani, în care Pământul nu se modifică foarte mult. Pentru că tot ce a descoperit omul, și aici vreau să vă spun, să nu, dacă vă țin prea mult, așa vă și Părintele Galeriu, să mă scuzați, ca să nu devin Sfântul Dionisie Aeropagitul, adică rămâne unul singur în fața mea, așa vă și Părintele Galeriu. Deci, iată că avem. Și ce contradicție există acum? Acum, contradicție. Dacă ar trăi Părinte Galeriu, aș avea cum să vorbesc cu dânsul. Dar poate la anul întâlnit Părinte aici. Se emite ori peste teorie. Care mai de care mai absurde. Deci Stephen Hawking, unul cel mai mari fizicieni ai planetei, a scris. Din păcate, cu 2 ani înainte de a muri, adică chiar a spus că oamenii trebuie să părăsească planeta într-o sută de ani, dacă nu va fi jale și nu se mai apare. Se emite teoria că omul e mai tare decât Dumnezeu. Colonizează Universul și stăpânește. O altă teorie. Sunt teorii absolut incredibile. Dar, să o luăm puțin științific. Pentru că nu le să spun oamenilor, nu știința în ecuație, așa cum pricepea Părintele Galeriu. Nu știința în ecuație, Părinte, ci știința în știință. Oameni dragi, omul nu poate să părăsească planeta Pământ material niciodată. Dincolo de 1000 de kilometri va fi, nu mai va exista om. Nu se spune. N-a trecut niciun om dincolo de 1000 km și se va adeveri curând. Pentru că Pământul e protejat de câmpul magnetic, protonii nu distrug planeta și așa. Sunt teorii simple, nu trebuie să fie complicat.
Nu spunem că greutatea noastră, circulația noastră, constituția noastră vie, este legată de Pământ, Lună și Soare. Nu avem ce căta. Unde zic? Pe Marte, pe Marte, 29 pe Marte. Dragii mei, Marte n-are câmp magnetic. Când are o erupție solară, care se fac cel puțin de 10 ori pe an, cel puțin. Nu mai zic la ciclu solar, pe jale, distruge tot în cale. Trebuie să bage 3 km în subsolul marțian. Nu există aer respirat, nu există... Noi nu putem să stăpânim ozonul, nu putem să stăpânim clima. În loc să avem grijă, să ne îngrijim cu, ca oamenii de această planetă. Pentru că problema noastră majoră este grija față de oameni și, în primul rând, grija față de natură. Natura care ne dă nouă suportul biologic și ne susține pe această planetă. Atunci, ce trebuie să facem noi, oamenii de știință și oamenii de credință? Păi trebuie nu să discutăm un contradictoriu pe principiul că eu țin mai tare sau eu am dreptate, ci să punem pe masă teoriile, fiecare teoriile cu teoriile lui. Și atunci, în momentul când stăm de vorbă, cineva înțelept cedează. Ce înseamnă a ceda? Nu înseamnă că cedează totul, dar cel puțin vine cu argumente. Și acum vreau să vă spun un lucru foarte simplu. În ultimii 20 de ani nu mai există cercetare aerospațială. Totul s-a dat cu Elon Musk. Cred că ați auzit inventatorul de familiar, care își bate joc de invențiile și rachetele care le trimite aiurea prin spațiu, mașini inutile. De ce oare au renunțat guvernele? De ce au renunțat oamenii să unească? Acum știți că nu sunteți. Sunteți oameni care erați în 2012. Câtă vârvă s-a făcut de particula lui Dumnezeu. La Geneva. Dom'le, câte minciuni s-au spus. Câte aberații nemaipomenite. Deci ce exista această particula lui Dumnezeu în teoria unificată? Dacă era Părintele Galeriu, pricepea, pentru că ei se spunea, nu în ecuații, este chintesența, legătura între cele trei, Părinte. Cine le leagă pe cele trei în câmpul ăla de leuneșe? Dom'le, s-au lăudat câte primii Nobel, câte energie s-a consumat. Nu suntem împotriva cercetării, nici Scriptura nu este. Doamne, ferește! Nu există. Chiar spune, mulțumesc, Doamne, pentru cele știute, mulțumesc, Doamne, pentru cele neștiute. Mulțumesc, Doamne, pentru cele văzute, mulțumesc, Doamne, pentru cele nevăzute. Deci, nu să nu condamnăm știința, că știința vede de treaba ei. Din contră, nu oamenii de știință sunt propovăduitorii acestei propagande, ci cei care sunt în spate, în spatele lor, adică ce beneficii au din aceste, să spunem, lucruri denaturate, pentru că nu sunt normale ceea ce trebuie să facem noi. Nu să ne urâm între noi, că ăsta e poporul ăsta care se mănâncă zi de zi. Trebuie să ne înțelegem, să discutăm de la om la om. Și închei spunându-vă un lucru. În 2004 am fost la un congres european, la Liege, în Belgia. Și se vorbea atunci despre învățământ știință până în anul 2020. Mai sunt 2 ani, da? 2 ani. Să știți că m-am crucit și eu, cum făcea Părintele Galeriu. Doamne, m-am crucit și eu. Ce stă mintea omului. Deci, criza acută de profesori, criza acută de cercetători, să fie înlocuită cu ecrane gigantice, copiii să fie în clase închise, vă rog să rețineți. Și unul de la un pupitru dictează și le dă teoria și lecția pentru sute mii de elevi. La fel și cercetarea, ce mai ne trebuie nouă. O doamnă din Anglia a zis, frate, așa că lui Newton i-a trebuit să-i pice mărul în cap ca să imită teoria gravitației. Ce cereți voi cu bani suplimentar pentru învățământ? Și închei spunând vorba
se face și cuvântul face to face. Este un lucru de neimaginat ce se întâmplă astăzi. Abaterea atenției, abaterea distribuției noastre de la discuții față în față este 100%. Au apărut mijloace de ținut copiii, de ținut persoanele departe de aceste probleme. Cred că 90% din personal urmărește o tabletă, un telefon sau intră într-un, își pune ochelari ca să vadă ceva virtual, o realitate virtuală. Să știți, o realitate virtuală, de necrezut. Adică îți imaginezi prin mintea ta s-a ajuns așa de departe ca și mintea să fie controlată prin acei ochelari, pentru imagine. Deci asta a fost pe scurt și asta ar trebui să fie o tematică și un dialog în continuare, în care oamenii, noi, și oricine are o problemă, o problemă cât de mică, o frământare, pe care o aud de la televizor, o aud de la prieteni, o aud de... Dom'le, ce se întâmplă? Să știți, fără niciun fel de jenă, au venit la mine în 2012, domnule profesor, ca așa spuneau părinții din Târgoviște, ce e cu gaura neagră care apare la Geneva și distruge pământul? Poate acum întrebați pe mine și pe una dreptate că în România se face un laser, cel mai mare laser, minunat, un laser extraordinar. Este un laser obișnuinare, este un impuls. Dacă ați vedea ce energie consumă și ce energie face laserul ăla, am picat jos, pe de 6.000 de ori mai mare decât soarele. Nu, pentru că este un punct. Deci una e să confunzi un punct de laser și una e să confunzi o energie continuă. Adică punctul ăla este foarte mic, dar nu e atât de periculos și pentru copii. Dacă se joacă cu acele pointere, poate să dezlipească retina. Deci nu zic că nu e important și vreau să închei pozitiv. Toate științele au dus la descoperiri minunate în medicină. Tomograful, rezoluția magnetică nucleară, materiale care folosesc omului, toate au rezultat în urma unor cercetări fundamentale. Dar, din istorie știm, a apărut dinamita, deci au apărut toate armele nucleare, toate armele chimice, biochimice și așa mai departe. Este să facem o distinție între genomul uman pe care să-l protejăm și reproducerea genomului uman. E o statuie cu aia Dolly, în Anglia, cred că în parcă așa, care a îmbătrânit în 6 săptămâni cât în 12 ani. Deci știți că singura oaie care a fost reprodusă e oaia Dolly. Deci, revin, suntem unicați pe planetă, suntem, nu ne asemănăm între noi și oricât am fi, chiar gemeni, chiar frați, nu avem în comun 100% genele și toate organismele. Eu atât am vrut să spun, dacă v-am plictisit, vă rog să mă scuzați. Nici de cum am prins că după când v-ați înverzit după pauză. Dacă aveți o întrebare, vă rog să veniți în față. Vă rog să veniți aici, vă prezentați și o spuneți la microfon ca să o audă toată lumea. Domnule profesor, bună seara. Bună seara. Ați îndrăznit o ipoteză foarte interesantă. O apropiere între Sfânta, sau măcar apel la Treime, Sfânta Treime și cele trei particule fundamentale care forma materia, adică cuarcul, fotonul și electronul. Puteți merge mai departe, chiar dacă greșiți, riscați să faceți o legătură între cele trei particule și cele trei aspecte ale Sfintei Treime, dacă se poate aceasta, și partea a doua, sau legată strict de ea, ar fi Sfânta Treime ne-a dat prin Iisus iubirea. În esență, Părintele Galeriu a fost o reprezentare în lumea noastră a Marii Iubirea lui Iisus.
Probabil că-i fac latura cea mai importantă. Măreția lui a stat în iubire, un bulgăre de iubire a fost. Știința are între cele trei elemente ceva care se echivaleze cu iubire. Da. Mulțumesc. Stați aproape, stați aproape. Da, da. Eu o să răspund opinia mea, dacă este greșită, dar am o opinie, mi-am pus și eu asemenea întrebare. Deci, ce-a fost înainte de apariția cunoscutului din nimic, universul apărut din nimic? Deci a fost zidul blanc. Deci la 10 la minus 43, deci totul exista într-un punct. Acel punct era Dumnezeu Tatăl. Da? În momentul când a zis să fie lumină, deci cuvântul, a pronunțat cuvântul să fie lumină, Dumnezeu Tatăl s-a împărțit în trei. După opinia mea, sunt două lucruri materiale, deci materiale, deci electronul și corpul sunt lucruri materiale, au greutate și au o energie și este un lucru nematerial, lumina. Lumina, fotonul nu are greutate, are energie, dar nu are masă de repaus, să spunem așa. Deci eu așa semănam, deci cine ține universul material întreg? Deci quark. Nu întâmplător sunt trei quarci. Șase, chiar șase, numai că trei se grupează. Trei. Quark. Deci quark. Cine a venit și ne-a adus nouă nemurirea, ne-a adus nouă? Iisus Hristos. Electronul este indivizibil, are energie electrică. Deci este indivizibil, are energie electrică. Deci iată, quarcii cu materia reprezintă Tatăl, electronul reprezintă Fiul. Lumina, pe cine să coboară la Înviere? Lumina lui Dumnezeu, prin Sfântul Duh, lumină. Acum să știți, lumina nu înseamnă ceea ce vede cu ochii. Lumina înseamnă și dincolo de ochiul uman sau dincolo de rațiune, înseamnă și credință, lumină. Dacă există o iubire, și v-am dat un exemplu extraordinar. Deci, pe care Părintele Daniel, la unul din congrese, l-a enunțat. Deci, lumina, care nu e materie, se propagă ondulatoriu, este ca un portativ pe care se propagă o energie. Frecvența luminii necreate, e vorba de frecvență. Frecvență înseamnă, să o luăm așa puțin, că știm că avem o frecvență de la microunde, de la telefonie, o frecvență radio, o frecvență... Iată că frecvența aceasta necreată, frecvența luminii necreate, este cea mai mare frecvență cunoscută în Univers, care străbate zidul Planck, 10 la minus 43 Hz. Această frecvență este 10 la 43 Hz. Este o frecvență care ne leagă pe toți, ne înconjură pe toți, ne unește pe toți. Și acum iubirea, inima are, emite o frecvență care se simte în jurul corpului uman până la 5 km. Fiecare om are o frecvență diferită de cel atom. Să știți că dacă se fac două măsurători de pulsul de inimă, două măsurători de frecvență de inimă, nu vor corespunde niciodată la doi oameni. Că sunt 60 de Hz, le măsurăm la puls. Noi nu ne dăm seama, pentru că e mică diferența. Imaginați-vă că la telefonie sunt miliarde de numere, ca să vorbim la telefon, ce însemna să auzi miliarde de cuvinte sau miliarde de semnale.
Așa și aici, frecvența aceasta a luminii. Deci, înconjoară și lumina inimii bate bariera. Bariera care? Păi, ne băgăm într-o cușcă electromagnetică. O cușcă din fier. Și nu mai primim semnale de microunde. Ne băgăm într-o cușcă din zinc. Nu mai primim semnale din spre exterior. Nu vă supărați. Nu cred că cineva se poate ascunde, și aici este cuvântul, cel ascuns și cel neascuns. Păi credeți că Dumnezeu stă ascuns și emite pe o frecvență a credinței, a dragostei, a apropierii, astfel încât tu să te înconjori de un zid. Zidul ăsta este în inima ta? Este în rațiunea ta? Nu este un zid material. Deci, dragoste. Acum vă spun despre dragoste. Dacă urmărim formarea sistemului lună, pământ, soare, păi este o iubire perfectă. Vă rog să rețineți. Sistemul pământ, lună, soare este o iubire perfectă pentru om. Sunt așezate pozițional în spațiu. Au anumite influențe asupra pământului, astfel încât să existăm noi, Părinte. Nu e nimic întâmplător. Nimic întâmplător. Căutăm. Pentru că dacă n-ar fi fost așa, noi n-am fi existat. Și să mulțumim Universului, că nici Universul nu stă degeaba. Ați văzut ce spune? Zice să nu deranjeze o floare, pentru că o stea din Univers se va cutremura. Deci să știți că dacă puneți gând rău unei flori, o stea în Univers se va cutremura. Teoria fotonului. Fotonii pot să existe și într-un loc și în altul, simultan. Pentru că nu sunt materie plină. Și atunci ne cutremurăm de această iubire a Universului. Păi acum, cât să fim de iubiți? Suntem apărați de câmpul Soarelui, de exploziile solare. Suntem apărați de exploziile supernovei. Suntem apărați de alte resturi din Univers. Numai că pe om nu-l apără nimeni de el însuși. Ăsta e cuvântul de încheiere. Noi trebuie să ne apărăm de noi. E bine? Nu știu dacă e bine. E o părere. Toate se cer după iubirea lui Dumnezeu. Bine ați zis. Nimic nu e întâmplător și de că nu vedem lucrurile, recunoscându-le, nu le vedem în această lumină pe care a spus-o dumneavoastră. Fiecare particulă acestui univers e impregnată de iubirea lui Dumnezeu. Să nu vă speriați de ceea ce a spus un student de început. La acel început n-a făcut panteism. Adică poate pentru o ureche așa mai puțin mai avodnică, poate să pară așa că panteism nu este vorba de panteism. Dumnezeu este din lumea imaterială, dar ceea ce este, dar creația apare ca rod al iubirii și amprenta acestei iubiri întreite, acestei iubiri a Sfintei Treime este pusă în toată existența noastră. Și cu siguranță nu e întâmplător că trăiesc în particulele. Acum despre bozonul lui Higgs, nu știu, că el nu mai există de atunci. Nu mai există, nu. Acum este că a existat sau că n-a existat, o să ne mai spune domnul Andrei Dorobanțu, care a fost în echipa care a luat acel Nobel. Dar cu siguranță tot ceea ce ține și tot ceea ce face să lucreze aceste trei particule să nu facă lucruri întâmplătoare, ci produc ordine, produc viață. Este tot lucrarea lui Dumnezeu cel nevăzut, care ține acest univers în brațele iubirii sale și, cum a spus, cu o energie care penetrează.
cu energie care îmi penetrează. Mai departe, nu știu eu să vorbesc, nu sunt atât de pregătit, dar simt așa, cuvintele dumneavoastră, o întărire și un îndemn să continuăm aceste întâlniri și chiar să punem, să avem întâlniri pe teme foarte precise, ca să, să ne luminăm. Cu adevărat, pentru că, așa cum a spus, știința este prezentată doar în anumite interpretări care slujesc nu vieții, nu binelui comun, ci învrăjbirii sau supunerii noastre față de anumite ideologii sau așa mai departe. Știința este sinceră în ea însăși și ne vorbește despre iubirea lui Dumnezeu, cred eu. Dacă mai vreți să adăugați ceva, dacă nu, facem o rugăciune, dacă vreți. Vă rog. Vreau să vă mulțumesc pentru amabilitatea, răbdarea de care ați dat dovadă și mă bucur că sunt generații noi pe care le văd acum, după aproape 15 ani, dacă nu știu mai bine, și doresc să participați și la următoarele, pentru că Părintele Cristian Galeriu este un urmaș de demn al Părintelui Constantin Galeriu. Și iată că așchia nu sare departe de trunchi. Vă mulțumesc, Părinte, pentru amabilitatea. Mulțumim noi pentru blândețea și faptul că ne-ați primit, ne-ați găzduit în această minunată biserică care are istorie. Deja a început să fie istorie. Istorie și de altă natură. Nu numai istorie despre religie, ci și despre dialogul și împăcarea oamenilor între ei. Mulțumesc! Mulțumim! Să încheiem. Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său faci, cu să iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Poate și singurul care a mai rămas să stă în...